Prima news, proiect de țară România. Cât de tâmpit sună cuvintele astea, proiect de țară România? De ce naiba avem nevoie de un proiect de țară? Într-o zi în care am aflat că statul și-a mai dat odată cu stângul în dreptul, că statul și-a mai arătat odată incapacitatea de a funcționa, de a ne gestiona banii, că statul ne-a mai demonstrat odată cât de eșuat, lamentabil este, că statul a fost parte din crima nenorocită pe care un netrebnic a făcut-o conducând irresponsabil o mașină, fiind drogat. Astăzi s-a aflat, da? Că acei copii de la 2 mai s-au prăpădit pentru că poliția i-a dat drumul acelui băiat pe care îl prinsese cu 2 ore înainte, fiind într-o mașină în care au găsit droguri. L-au dus la secție și i-au dat drum în 2 ore. Și tot astăzi s-a aflat că el a mai fost pe radarul justiției, pe radarul poliției. În urmă cu un an și ceva, colegii de la Libertatea au văzut acest caz și vom vorbi despre el. În 2015 oamenii au stricat corupția, ucide și au ieșit pe stradă. Nu cu mult timp în urmă am văzut cum același stat plătește pentru ca seniorii României să fie batjocoriți, umiliți și tratați infect. Și lucrurile astea vor continua. Iar noi vorbim despre cum putem să facem o țară mai bună, fără ca statul, el însuși, să încerce să se reformeze. Bancă vine și cere și mai mulți bani de la noi. Cu Daniel Osmanovici sunt în această seară și vom fi împreună în aceste 3 zile. Joi vă întâlniți cu realizatorii Prima News. O seară tare tristă și o seară care e completată și de o postare pe care am văzut-o pe Facebook a unui domn deputat, Radu Cristescu, de la PSD, un domn deputat care, veți vedea ce scrie, scrie în felul următor: grație PSD, dar scrie ce-i drept în urmă cu vreo 2 zile, da? Criminalul de la 2 mai va sta vreun deceniu după gratii. Românii sunt oripilați de tragedia petrecută, provocată la 2 mai de un june imberb, drogat ala Antold. Și aș vrea să ne oprim aici. Drogat ala Antold. Și îi spun domnului deputat Cristescu că la Antold oamenii aia care intră acolo sunt verificați. Și că domnul deputat Cristescu, împreună cu partidul din care face și cu partidele din care a mai făcut el parte, că azi am aflat că a fost și la PMP, n-au fost capabili în 30 de ani în țara asta să construiască un brand așa cum este Antold. Un brand construit de privați. Și un brand care i-a adus anul acesta orașului Cluj 70 de milioane de euro. Și că puștii nu se droghează neapărat la Antold. Puștii învață să se drogheze la școli, acolo unde statul este plătit să-i protejeze. Și nu face nimic pentru chestiunea asta. Și ce s-a întâmplat la 2 mai, domnule deputat Cristescu, n-are treabă cu Antold, are treabă cu incapacitatea statului din care dumneavoastră faceți parte și sunteți plătiți cu toții pentru a avea grijă de acești copii. Și nu faceți nimic pentru lucrul acesta. Dar hai, Daniel, să începem și să vedem cum îi mai facem rost de bani minunatului stat român, pentru ca el să aibă pe ce să-i cheltuiască, să-i spargă, să angajeze cât mai mulți oameni la buget. Și de fiecare dată când aud un astfel de editorial ca cel pe care l-ai spus tu, mă gândesc imediat și invariabil la copiii mei. 8 și 12 ani, cu un viitor în față. Și poate că la un moment dat unul dintre copiii mei va merge pe drum între Vama Veche și 2 Mai și va păți o chestie de genul ăsta. Și atunci cum aș putea eu, părinte, să reacționez și să mă gândesc unde se duc banii pe care statul îi cere, exact ce spuneai tu mai adineaure? Cu furie, cu multă furie ar trebui să facem lucrul acesta. Cu domnul Radu Georgescu, specialist într-o economie deșteaptă, suntem în această seară în direct, așa începem emisiunea, căutând să vedem cum putem pansa
statul? Cum îi putem aduce mai mulți bani și cum el continuă să ignore ceea ce îi spune toată lumea, și anume rezolvă-ți întâi de toate propriile-ți probleme, dă oameni afară și trebuie să devii elastic. Bună seara, domnule Georgescu, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Am urmărit postările dumneavoastră în rețelele sociale, LinkedIn, Twitter, și mi-au atras atenția cele în care spuneți, legat de taxe, pentru că a tot fost această discuție despre cât de puțin bani reușește statul să colecteze. Spuneți într-un loc că el de fapt n-ar prea putea să colecteze mai mult, pentru că este o economie construită de așa natură încât cam astea sunt posibilitățile sale. Exact. Toată lumea spune că noi de fapt colectăm 27% din PIB, dar de fapt trebuie să înțelegi ce înseamnă lucrul acesta, pentru că Statele Unite colectează 20% din PIB, Germania, de exemplu, colectează 50% din PIB. Și noi nu putem să fim nici Statele Unite, nici America, nici Germania. De ce? Pentru că Statele Unite ale Americii, de ce colectează 20%? Pentru că, de fapt, majoritatea serviciilor sociale, de pensii și de sănătate sunt private. Și statul nu trebuie să mai cheltuiască bani cu pensii și cu sănătate. Iar dacă ne uităm la Germania, Germania are o tot o altă structură a veniturilor. Dacă România, de exemplu, toate veniturile bugetului României sunt construite 80% din taxe de la populație, și taxele la populație sunt taxele pe venit, adică impozii pe venit, CAS, CASS, impozii pe, și taxe pe consum, adică TVA și accize. Și da, de la populație vin 80% din venituri vin de la populație și 20% de la companii. Pe când în Germania 50% din venituri vin de la populație și 50% din venituri vin de la companii. Și de ce este așa? Pentru că așa de fapt este structura, să înțelegem de ce în Germania vin mai mulți bani. În primul rând, este o lege fiscală la nivel internațional, care companiile multinaționale, ele plătesc impozii pe dividende doar acolo unde au sediu. Deci, companiile care din Germania, care au capital din Germania și care sunt prezente în România, ele nu plătesc impozii pe dividende în România, plătesc impozii pe dividende în Germania. Și vă dați seama că Germania colectează din toate țările unde au ele sucursale impozii pe dividende. Nu chiar că aici se face câștig, nu plătesc impozii pe dividende în România, plătesc impozii pe dividende în Germania, dar asta e legea internațională. Așa este, dar asta nu ne-ar împiedica nici pe noi să luăm bani din străinătate dacă am avea companii suficient de puternice încât exact să producă în străinătate. Exact, păi asta e diferența, că de fapt la noi structura, de fapt structura economică, cum ai spus și tu, se bazează foarte mult pe consum și pe populație și mai puțin pe partea de capital, pentru că așa a fost structurată economia. Să vină multinaționale în România să plătească salarii, dar totuși să fie impozitate, că până la urmă impozitul pe profit în România e 16%, care e aproape cel mai mic din lume și din Europa. Și asta, Germania, și asta e o discuție tot legată de ce se vorbește. Nu neapărat mai nou, pentru că e o temă mai veche asta cu, da, exportul profitului de către multinaționale. Are sens ca ei să facă acest lucru? Să trimită bani? Păi nu are niciun sens, pentru că noi de fapt suntem un fel de offshore. Noi avem cele mai, pe impozit pe profit, avem printre cele mai, cea mai mică impozit pe profit, 16%, adică sunt câteva țări în Europa cu impozit pe profit mai mic. Și n-ar avea nicio logică să iei un impozit, să iei profitul din România, să-l transferi în Germania, unde, de exemplu, este dublu, e 30% impozit profit. Deci nu are nicio logică să iei profitul din România, să-l impozitezi în altă țară. De fapt, toate legile astea sunt date de țările acestea, Germania, Statele Unite, care vor să impoziteze, pentru că, într-adevăr, sunt, de fapt, problema la ei este, pentru că sunt multe multinaționale care își duc profiturile în țări, gen Irlanda, care are 15% profit, impozit pe profit, și își duc acolo ca să nu impozite în Statele Unite, unde impozit pe profit este mult mai mare. Deci noi aici avem un beneficiu, nu o să vină nicio multinațională să ia profitul efectiv din România să-l impozite în Germania, pentru că nu are logic. Adică e mult mai bine să-l impozite la 60% decât la 30%, adică e logic. Păi da, domnule Georgescu, și în condițiile astea în care practic nu descoperim apa caldă, de ce se întâmplă ca
aceste taxe sau impozite să fie mărite și să găsească sau să încerce să găsească guvernul lucruri care de fapt și de drept sunt la îndemâna oricărui om care înțelege economia, cum sunteți și dumneavoastră. Păi asta spun, că în principiu nu prea se poate să obții mai multe venituri, pentru că are special însemna. Vă dați seama unde crește, că crești la 80% de la populație, unde deja sunt foarte taxe foarte mari pe salarii, TVA-uri, accize, acolo nu prea mai poți să mai crești. E la companii la fel, nu poți să crești, pentru că, cum am spus, asta, structura fiscală este că impozitul pe dividende se plătește acolo unde sunt sucursalele, unde sunt, unde sediul central. Și impozitul profit, până la urmă, este un cost care noi l-am asumat în structura asta economică. Adică noi, de fapt, am vrut să vină companii multinaționale în România să creeze salarii și poziții care plătesc salarii. Deci, păi și poate să fie asta o soluție, și anume să impozităm IT-știi și să ne apucăm să ne luăm de ei după ce reprezintă, cum s-ar spune, o sursă de venit? Bine, aici cu partea cu IT-ul este o altă discuție. Intrăm într-o parte, într-adevăr, într-o parte sunt două părți, o parte economică și o parte de morală. Din punct de vedere economic, până la urmă a avut un beneficiu partea asta cu scutirea de impozit a IT-știilor. Pentru că, într-adevăr, au adus bani în țară. Pe de altă parte, este partea morală, că, până la urmă, eu sunt sigur că dacă ar fi scutiți, de exemplu, și jurnaliștii, probabil că am venit trusuri, media ar veni în România, dar la fel și la economiști, la medici, adică dacă faci o portină aceasta, s-ar putea, într-adevăr, să nu fie moral și pentru celelalte categorii. Adică scutirile, în principiu, într-o țară normală, scutirile sunt pentru cei care au nevoie de ajutor, nu da. Pentru cei, în fine, care au cele mai mari salarii. Legat de scutirile astea ale IT-știlor, într-o altă postare am descoperit o chestiune pe care mărturisesc că nu știam, că s-au arondat la aceste facilități fiscale date IT-știlor și companii care nu aveau dreptul să beneficieze de ele. Companii care nu produc potrivit codului fiscal soft, da. Nu-l vând și, da. Și aici este un prag de 10.000 de euro, dacă nu greșesc. Exact, de exact. Păi, și asta exact. Ce înseamnă? Că au făcut evaziune fiscală? Păi nu, și aici a fost o discuție. Adică, într-adevăr, foarte multă lume discută despre impus pe venitul IT-știilor, de fapt, foarte puțin au citit codul fiscal, de fapt, ce scrie în codul fiscal. Și în codul fiscal scrie foarte clar că de această scutire beneficiază companiile care produc soft, de soft românesc, și pe care îl vând. Adică compania respectivă trebuie să aibă ridicat un produs, un soft în România și să aibă venit tot din vânzarea produselor. E, la noi 90% din companii de IT fac servicii, nu fac softuri. Adică noi nu avem soft românești, de fapt fac servicii, peste 90% din servicii. Și ANAF-ul de ce i-a lăsat să se încadreze, să raporteze în felul acesta? Bine, asta până la urmă nu pot să răspund eu din punct de vedere ANAF-ului, totuși sunt multe lucruri care, în fine, ANAF-ul cumva a închis ochii. Până la un moment dat s-a putea să vină retroactiv și să ceară taxele pe la serviciile, la compania servicii de IT și multe companii o să aibă probleme în servicii de IT. Deci ANAF-ul, da, se poate întoarce să recalculeze și să solicite bani, taxe, da, este potrivit încadrării. Da, exact, că e o chestie foarte clară, chiar nu e nimic discutat, adică e chiar foarte clară aici. Dar totuși, așa a mers piața până la urmă, pentru că firmele servicii de IT au spus până la urmă, dar noi de ce să nu beneficiem și noi? Și a aplicat și ele această taxă. Mai mult, companiile, celelalte companii care aveau departamente de IT au spus și ele, noi de ce să nu beneficiem și noi de această scutire? Și și-au luat departamentele de IT și au externalizat la alte companii care aveau cod client de IT și au început să beneficieze și ele de scutire de IT. Deci, de fapt, aceasta, când ne uităm la această industrie de IT care a crescut, nu știu cât, a fost frumos, de fapt, o parte destul de mare reprezintă departamente IT externalizate, care, de fapt, nu sunt firme de IT, sunt doar niște departamente care beneficiază și ele de scutirea de IT. Și sunt, știți foarte bine, că sunt o grămadă de hub-uri ale companiilor care și-au făcut firme de IT care să beneficieze această scutire, pentru că au spus și la rândul lor, dar noi avem și noi IT, de ce să nu beneficiem și noi de această scutire, când, de fapt, la bază a fost, ideea a fost să te încurajeze produsul și producția de soft românești. Păi, și ANAF-ul a închis ochii. Ori a închis ochii, ori nu știe ANAF-ul să citească codul fiscal. V-am spus, nu știu acum să răspund din punct de vedere al ANAF-ului.
Dar după cum vedem că ANAC-ul se poate întoarce un an, doi ani, trei ani în spate să ceară banii, s-ar putea să întâmple lucrul acesta. Adică... Da, apropo de recomandarea pe care noul consilier al domnului Ciolacu, fostul premier Ponta, i-a adresat-o premierului să aducă oameni de la SRI alături de cei de la ANAF. Eu acum stau să mă întreb, oamenii de la SRI se pricep la contabilitate? Nu știu dacă ajută, adică cu ce ar putea ajuta? În rol de bau-bau? De ce? Nici asta nu pot să spun, adică nu știu care ar fi rolul. Nu, mă depășește chestia asta. Domnul Ponta spune că pe vremea când dumnealui era premier, a îmbunătățit spectaculos colectările și veniturile statului prin atașarea unor oameni plătiți de servicii de oamenii de la ANAF. Cine știe, poate așa o funcționa sau oamenii aia chiar se, nu știu, pricep la contabilitate. O să încercăm. Da, da. Vă rog. Da, nu, probabil dacă până la urmă se face un centru de cost și se analizează cât bani aduc, dacă este profitabil, de ce nu? Bun, ok, e în regulă. Țara lui nimeni, adică dacă trebuie să vină spionii... Eu mă gândeam că spionii ar trebui la naiba să aibă și ei altă îndeletnicire decât să vină și să buchisească acolo niște Excel-uri. Dar, mă rog, dacă vorba noastră, dacă funcționează, de ce nu? Mulțumim frumos pentru precizări, domnule Radu Georgescu. Mulțumim, o seară bună. Uite, o poveste în atenția celor de la ANAF, să vedem în ce măsură vor avea curajul de a se duce către toți care și-au declarat abilități de business potrivit unor coduri CAEN care beneficiază în codul fiscal de anumite deduceri și nu aveau dreptul să facă chestiunea. Românul se descurcă. Poate să fie o traducere foarte simplistă a acestui lucru. În mod normal, acest stat care plânge că nu are bani trebuie să se uite la ce are el de făcut și să nu uite. Perfect, că de acord cu tine. În fiecare an lasă pe masă circa 7 miliarde de euro. Rămân pe masă. E TVA necolectat. Și în momentul ăla poate ar avea bani să plătească o poliție care astăzi și nu doar astăzi și-a dovedit incapacitatea. Și ne întoarcem la cazul tulburător de la 2 mai. Un caz cu atât mai grav, mai groaznic, cu cât observăm că structurile statului, oameni plătiți să te apere, pe care îi plătim să ne apere, să ne protejeze, da? Au facilitat ce s-a întâmplat. Statul român este nu martor, este parte din tragedia care s-a întâmplat. Vorbim cu domnul avocat Lavrin Covaci. Mulțumim pentru prezență, domnule Covaci. Bună seara! Bună seara! Domnule Covaci, în urma dezvăluirilor de astăzi, la capătul cărora am aflat că statul practic ar fi putut să intervină dacă oamenii și-ar fi făcut așa cum trebuie treaba, credeți că România, statul ăsta, poate fi dat în judecată de familiile acestor copii? Înțeleg că în acest moment este deja trimis corpul de inspecție al Ministrului de Interne pentru a verifica care au fost motivele pentru care, deși a fost oprit în trafic odată, înțeleg că și a doua oară, când s-au și descoperit niște substanțe interzise, acest șofer, după ce a fost ținut la secție o oră, o oră și ceva, a fost lăsat să plece. Și ceea ce este și mai grav este faptul că a fost lăsat să plece și că nu i s-a făcut nici măcar un test. Justificarea, înțeleg că a fost aceea că nu exista niciun aparat drug test. Și că în lipsa unui test pozitiv drug test, nu putea fi dus la INMN pentru probe biologice. Aici este o problemă foarte serioasă, pentru că exact într-o zi de weekend, în care este clar că riscul este cel mai mare de a avea asemenea situații, în care tot litoralul este plin de turiști, nu găsim nicăieri, și au fost și oameni din sindicat care s-au plâns, oameni din sindicatele care țin de MAI, că nu sunt bine dotați. Deci este o problemă foarte serioasă. Chiar și așa, cei care au oprit trebuiau să ceară din altă parte un aparat și nu cumva să-l lase
pe cel asupra căruia exista o suspiciune, pentru că e clar că, cel puțin inițial, din fluxul informațional văd, la început a existat un apel la 112 în care s-a spus că un șofer avea un comportament cu totul și cu totul neadecvat, ambala motorul, deci făcea niște lucruri care nu erau normale. În aceste condiții, noi dacă am fi opriți undeva într-o mașină și am fi la volan și s-ar găsi asupra noastră niște substanțe, am fi duși, bineînțeles, ar pune un drug test și am fi dus la INML pentru probe biologice. Da, da, eu știu ce nu înțeleg, deci au găsit substanțe la el. Acest lucru. Deci dacă ar fi găsit un cadavru sau mașina ar fi fost plină de sânge, ei ar fi pus alcool testul. Pentru că doar pe ăla l-aveau, adică și-ar fi zis în război, n-am văzut nimic, nu se întâmplă nimic. Există o indolență foarte mare din partea celor care au acționat, o suficiență și o, nu știu, n-aș vrea să spun o cărdășie cu persoana vinovată, dar e clar că trebuie cercetat și acest caz, pentru că, uitați, am avut o altă situație în care, după zilele de bătrâni și situațiile de acolo, am avut niște demisii pe la șeful poliției voluntar. Și aici trebuie verificat dacă, într-adevăr, conducerea IPJ Constanța și ceilalți din subordine și-au făcut treaba. Și poate că este cazul să se ia niște măsuri și poate că e cazul să avem niște demisii și de onoare până la soluționarea... Dar asta vreau să vă întreb. Ei aveau posibilitatea, poliția avea posibilitatea să-l țină pe băiatul ăsta mai mult timp, fără să-i dea drumul în două ore? Că l-au luat, l-au dus la secție. Când există o suspiciune, există măsură administrativă de ducere la secție, care nu durează în timp, nu este dedusă din măsura reținere de 24 de ore. Iar în condițiile în care ești pe litoral și cooperezi și cu celelalte unități de poliție, puteau să solicite să vină un alt echipaj cu un asemenea aparat. Nu pot să-mi spună că pe tot litoralul nu era. Așa ceva este inadmisibil. Ei spun că omul nu prezenta semnele unuia care s-ar fi drogat. Cu toate astea, de vreme ce gândesc, i-au pus alcool testul ăla, prezenta ei niște semne, că atunci de ce i-au pus alcool ceva testul? Se vede. Nu? Păi aici e toată chestiunea. Înțeleg că cine a sunat la 112 inițial a spus că acest șofer avea un comportament nepotrivit. Înțeleg de asemenea că după ce ar fi fost lăsat să plece prima oară, mai există varianta în care s-a dus undeva într-o casă la o petrecere și că acolo s-ar fi găsit cantități mari de droguri, dar trebuie să văzut, pentru că și inspecția de poliție de camere, trebuie văzut în ce măsură, stând acolo acest conducător auto o oră, oră și ceva, prezenta sau nu un comportament care ar fi putut să dea de bănuit celor de la poliție. Și atunci e un viciu de procedură? Sau da, poate fi un viciu de procedură sau este doar hai să scăpăm și să trecem mai departe? Păi, dacă spunem că hai să scăpăm și să trecem mai departe, discutăm de o neglijență în serviciu în cea mai mică formă de răspundere, pentru că putem să discutăm și despre un abuz în serviciu, putem să vedem în ce măsură nu există fapte penale mai grave, inclusiv infracțiuni de corupție, de ce un anumit tânăr este lăsat să plece fără să se ia nicio măsură, deși în autoturismul condus de el, foarte important, condus, el era la volan. Se aflau substanțe interzise și consumului și deținerii. Da, spuneți-mi acum, revin la întrebarea cu care am deschis discuția cu dumneavoastră. În cazul în care familiile acestor copii doresc să caute dreptatea, pot acționa statul în justiție? Poliția română, adică statul în general? Nu. Reprezentanții statului, Poliția Română, Ministerul de Interne și în particular, nu știu, poate polițiștii care erau de serviciu acolo. Păi, da, bineînțeles că statul este răspunzător prin agenții săi pe care îi trimite la un anumit moment în câmpul muncii. Este răspunzător și atunci, bineînțeles că poate fi, și agenții pot fi chemați și statul român în garanție. Dacă există infracțiuni penale într-un dosar penal și atunci discutăm de o constituire de parte civilă, dacă nu, pe calea unei acțiuni de răspundere civilă delictuală în care să se vadă întreg lanțul decizional și toate culpele care există și ce culpă a generat această situație ca un tânăr să plece inconștient și, bineînțeles,
criminal și să comită o asemenea infracțiune fără să poată să fie stopat la momentul la care putea fi stopat. Libertatea a găsit astăzi și o să punem articolul din Libertatea, o să-l punem puțin pe ecran. Șoferul care a provocat dubla tragedie de la 2 mai fusese prins anul trecut cu droguri și iertat de magistrați. Cheltuielile ar putea fi canalizate spre cercetarea unor fapte mai grave. Procurorii nu i-au cerut să meargă la un program de consiliere. Și în articol se scrie, procurorii au dispus renunțarea la urmărirea penală pentru că era vorba de o cantitate mică de droguri. Se întâmpla în urmă cu un an și ceva, iar Tribunalul București a confirmat soluția la începutul acestui an. Ăsta este articolul din Libertatea. Așa este, am verificat, da? Inclusiv pe portal, verificat, există această soluție. Această soluție cumva raportat la cantitatea mică pe care o avea la acel moment, ce am văzut tot așa din presă, este cumva în concordanță cu practica quasi majoritară a tuturor instanțelor în care, în asemenea situații, consumatorii considerat o victimă și, într-adevăr, ar fi trebuit să fie trimis la măcar niște ședințe de consiliere la psiholog specializat din cadrul Agenției Naționale Antidrog. Nu s-a întâmplat și uite că am ajuns aici. Adică, soluția respectivă nu este una care, prin care să fie blamat cineva, pentru că dacă ajungem să urmărim toate situațiile în care cineva avea câteva grame de cannabis, practic o să avem jumătate din țară care stă la închisoare, cel puțin în rândul tinerilor, și cealaltă jumătate care păzește. Dar acest lucru ar fi trebuit să dea de gândit și, bineînțeles, și părinților lui. Pentru că, evident, că sunt inimata lui apropiere. Mă îndoiesc că tânărul acesta avea surse proprii de venit, că avea un loc de muncă. El era major, dar cred că părinții îl susțineau. Și atunci și părinții ar fi trebuit să insiste foarte mult, să intervenim. E foarte important să intervenim în asemenea situații și mediul educațional și mediul familial să ia măsuri. Dar cei care erau obligați să ia, bineînțeles, sunt cei de la parchet care au dat au dispus această soluție confirmată ulterior de instanță, prin care soluția nu este, v-am spus, conformă cu practica majoritară din această țară, dar ar fi trebuit suplimentar să fie obligat să participe la niște ședințe de consiliere psihologică. Pentru că poate, dacă lucrurile acestea ar fi luate mai în serios, poate că nu s-ar ajunge aici. Pe scurt, statul e vinovat, domnule Covaci? Culpa evident că este a conducătorului auto, răspunderea este personală și el va răspunde și conform noi legii 213 pe 2023, legea Anastasia, va răspunde, nu vreau să zic altceva pentru că e prezumat nevinovat până la soluția definită, dar va răspunde printr-o pedeapsă cu închisoare. Dar și statul este vinovat pentru că în momentul de față avem un stat care pare să că nu s-a reformat complet și avem mult până la ajunge a avea un stat modern, a avea un stat în care, într-adevăr, valoarea cea mai importantă, care este viața omului, este respectată și protejată. Și atunci nu putem să ne gândim la CEDO, că mulți oameni s-au dus către CEDO sau alte instanțe de nivel european sau internațional pentru câștiga drepturile. Ca să putem merge la CEDO, însă trebuie să avem o soluție din partea unei instanțe naționale. Nu putem merge la CEDO direct. Și plus că CEDO nu este o altă cale de atac. CEDO este o instanță europeană, care de fapt face parte mai degrabă din executivul european, ține de Comisia Europeană, care în situația în care dreptul la un proces echitabil sau alte drepturi expresse văzute în convenția la care România este parte, nu s-au încălcat, poate să dispună anumite lucruri și, bineînțeles, să dispună obligarea statului român la plata unor daune. Dar nu putem merge la CEDO acum. Acum, bineînțeles că procurorii trebuie să-și facă treaba cât mai repede, bineînțeles că dosarul trebuie trimis în instanță cu tânărul respectiv în stare de arest preventiv cât mai repede, în așa fel încât avem o soluție foarte rapid, iar ecoul public de la momentul săvârșirii faptei până la soluția definitivă să fie cât mai scurt și durata să fie cât mai redusă, în așa fel încât din câteva soluții de genul acesta mai severe, cei care pe viitor se vor gândi să mai urce la volan, fie în stare de ebrietate, fie sub influența drogurilor, fie cu un permis suspendat sau fără un permis existent sau valabil pentru categoria respectivă,
să nu o mai facă. Pentru că scopul nostru nu este să pedepsim. Scopul nostru este să prevenim săvârșirea unor asemenea infracțiuni pe viitor. Pentru că suntem pe primul loc la nivel european la accidente rutiere, soldate rutiere, da, exact. Mulțumim mult, domnule avocat Lavrin Covaci. O seară bună. Eu îndrăznesc să spun că statul și-a mai arătat nepriceperea, lipsa de gândire și în legătură cu locul în care s-a întâmplat acest groaznic accident și hai să vedem de ce. Pentru că trebuie să știți că între Vama Veche și 2 Mai există o potecă așa circulabilă. Ea este aici ce vedem, da? Acest gard, îl fac eu mai mare așa, da? Acest gard pe care îl vedeți, în dreptul lui s-a petrecut groaznicul accident. Copiii au fost nevoiți să meargă pe carosabil aici. De ce? Pentru că acest gard este în dreptul unei unități militare. Ori acolo, drumul acela croit special și o să-l vedem chiar acum, drumul acela croit special pentru pietoni care merge, acesta este, da. Îl vedeți cum e? Este croit special, e protejat oarecum și de o mână curentă, ceva metalic, este protejat și de ceva mai mult spațiu acolo, e oarecum îndepărtat de carosabil. Dar el se oprește în dreptul unității militare. Că de, nu poate să treacă așa ceva. Astea sunt imaginile în dreptul unității militare. Cum ar putea trece cineva pe acolo? Pe oricum trece cineva pe acolo, domnul primar și domnul, mai știu și eu ce, sergent sau care naiba ai decis să oprești aleea aia, care poate i-a salvat pe mulți. Copiii au fost nevoiți să iasă de pe ea exact aici și să se urce pe carosabil. Pentru că altfel ar fi fost protejați. Drumul ăsta ar fi putut să continue. Uitați, da? Era loc. Puteau să-l facă. Nu l-au mai făcut. Măcar bara aia metalică ar fi putut să-i salveze pe acești copii. De ce? Doar trece prin fața unei unități militare. Păi oricum cine va trece prin fața acelei unități militare? Dacă vrea să ia, cine știe ce naiba de secretă, că unitatea aia militară acolo de sute de ani, n-ai ce să protejezi cu ea. Oricum dacă vrea cineva să facă poze, face poze. Uite, asta e o reprezentare civilizată a aleii care face legătura până la unitatea militară. Da? Și nu m-ar surprinde să văd în scurt timp cum această potecă asfaltată, apărată întrucâtva de bara aceasta metalică, de această mână curentă, în scurt timp ar putea să fie dusă mai departe. Așa. Da, dar știi că totdeauna autoritățile dau vina și plasează vina de la una la alta. Că n-am avut autorizație de la X, că nu mi-a dat-o Y, că respectiva hârtie sau dosar este într-un colț uitată. Și atunci, fie că e vorba, cum spuneai tu, de un sergent, fie că e vorba de un primar sau de Administrația Națională a Drumurilor, cineva, undeva, a decis că acel trotuar de care tu vorbești și pe care l-am văzut să nu mai continue și, într-adevăr, să nu-și mai exercite rolul și de a proteja pietonii. Și gata. Simplu, nu? Uite cât de simplu sunt luate niște decizii fără ca cineva să gândească. Da. Domnul Cătălin Țone, expert antidrog, în legătură directă cu noi. Mulțumim frumos pentru prezență, domnule Țone. Bună seara. Bună seara. Bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Din nefericire ne regăsim și mi-aduc aminte de avertismentele pe care dumneavoastră le-ați dat nu cu mult timp în urmă, chiar de aici, din platoul emisiunii. Spuneați că sunt județe în care nu e decât un polițist antidrog. Bine, acum, ce să vă spun, mă surprinde că la Vama Veche firar să fie, deci chiar vara, în Vama Veche, oamenii nu sunt pregătiți pentru așa ceva. Cum putem explica asta? Da, vorbeam despre faptul că există decât un singur polițist, 1, 2, 3 polițiști antidrog în unele județe, în majoritatea județelor, polițiști care se ocupă de combatere, cum la fel sunt 1, 2, 3 polițiști în prevenire. Și acum cred că putem să extindem discuția și la aparatele Dractez, pentru că și în județe un aparat, 2 sau 3 maxim, e lux dacă sunt 3 aparate. Sunt realități, în realități pe care a exprimat și ministrul acum, ministrul Predoi, în declarație de presă pe care a avut-o, a recunoscut că e vorba de o problemă cu dotarea, a recunoscut că este o problemă gravă
în legătură cu efectivele. E de câte două luni, dar așteptăm lucruri concrete chiar de la prima declarație, chiar de la prima intervenție pe care a avut-o la Palatul Parlamentului acum două luni. A spus despre traficul de droguri care se desfășoară și consumul ilicit de droguri care se desfășoară, zicea dumneavoastră atunci, la un kilometru de Palatul Parlamentului. Acum să vrem să vedem și ce face în legătură cu această problemă. A fost întrebat insistent de către ziariști despre situația, accidentul grav despre care vorbim noi acum. A spus că a dispus verificări concrete, a fost întrebat în legătură cu numărul aparatelor drug test care sunt la poliție și a spus că încă nu poate să spună, ceea ce mi se pare puțin exagerat, pentru că putea să se exprime clar, pentru că oricum numărul acestor aparate nu se va schimba cu siguranță, iar în raport de control al corpului de control al dumnealui, același lucru se va scrie. Dar să trecem peste asta. Dacă vorbesc concret, cred că sunteți singurul care ați abordat până acum problema și problema drumului. Cred că aici este vorba, în acest accident, în acest eveniment tragic care a marcat profund opinia publică, trebuie să încercăm să desprindem lucrurile importante, să vedem fiecare cât a greșit, cum a greșit și să încercăm să dregem lucrurile, pentru că ne vor costa și alte vieți pe viitor. Dacă vorbesc despre persoana care a comis acest, despre tânărul care a comis acest accident, eu am senzația că este un caz școală de tânăr cu posibilități materiale peste medie. Nu i-am numărat, n-am numărat banii părinților și nu mă interesează. Dar cred că putem să vorbim despre acest lucru. Vorbim despre un debut de consum, în consum de la, din adolescență, un istoric de consum complex. Se vorbește și se va afla cu siguranță despre internări atât în țară cât și în afara țării. Vorbim despre faptul concret acum cu dovezi. Am văzut și pe portalul instanței că a fost depistat având droguri asupra lui. Ce drept pentru consum? 0,68 de grame de marihuana, ceea ce înseamnă un joint mic spre mediu, așa. I s-a făcut dosar penal. Soluția este una clasică. 99, vorbea domnul avocat mai devreme. 99,9% dintre soluții astea sunt renunțarea la urmărire penală, pentru că este pedeapsa foarte mică. Dar atenție, este un lucru foarte important. Până la 1 martie 2023, în legea de specialitate, procurorul avea obligația legală în condițiile în care cerceta pentru deținere, pentru consum. Deci un consumator, practic, pentru săvârșirea unei fracțiuni, avea obligația să-l trimite la un centru de valoare de la Agenția Națională Antidrog și a specialiștii de acolo... Obligația, spuneți, nu? Da, da, da. Și nu mai e valabilă chestiunea asta, din ce înțeleg. Nu, e valabilă, dar era obligatorie până la 1 martie 2023 și după 1 martie s-au gândit ei să zică să lasă opțional. Procurorul poate să... N-ar fi rău, oricum, băiatul ăsta, când a fost prins, era pe legea veche. Deci este foarte interesant care ar fi raportul de evaluare. Păi și de ce ar fi făcut? Ce anume le-a atras atenția că e bine să transforme din obligatoriu în opțional? Că cazurile ca număr vor crește și cresc în continuare. Nu e ca și cum au scăzut sau stagnează. Este o propunere la care m-am opus vehement. Principala motivație a fost că cei de la Agenția Națională sunt foarte încărcați și că nu au suficient personal să facă aceste evaluări, pentru că într-adevăr au o cascadă întreagă de astfel de evaluări. În orice caz, eu cred că n-a ajuns în urmă aceste evaluări la un centru de tratament, părerea mea, dar probabil că păi se va lămuri. Asta e exact ce spuneți dumneavoastră, că vorbim de ceva care s-a întâmplat în 2022, deci procurorii atunci aveau obligația, în condițiile legii de atunci, nu? Eu sunt cu siguranță că procurorii au sesizat Agenția Națională Antidrog, că se fac, toate chestiunile astea se fac automat. În momentul în care este pusă mișcare acțiunea penală, au termen 5 zile să facă lucrul ăsta. O să vedem în zilele care vor urma, că cu siguranță vor ieși aceste lucruri la iveală. Și ca să revin la evenimentul în sine, din 19 august, ce să vă zic, o cascadă de droguri, deci numai puțin de 5 tipuri de droguri au fost în joc în această ecuație. Am avut odată așa în organismul lui. Cocaină, amfetamină, metamfetamină și vreau să revin la acest cocktail. După care aflăm acum de la poliție că de fapt el a fost oprit, cum foarte bine știm cu toții acum, a fost oprit anterior și s-a găsit un joint probabil cu marihuana și de asemenea 4 comprimate dintr-un medicament conținut stupefiant, probabil că deturnat din circuitul legal, că nu s-a spus nimic despre rețetă, din categoria benzodiazepinelor, care sunt de fapt și tot droguri de mare risc. Deci vorbim de numai puțin de 5 tipuri de droguri. Și ca să revin la drogurile găsite în organism, în toți cei 20 de ani de experiență nu am întâlnit la cineva, și credeți-mă că am văzut mii, poate zeci de mii de consumatori, nu am întâlnit o asemenea combinație, pentru că sunt 3 droguri stimulante ale sistemului nervos central. Practic, consumatorii se joacă cu plus și minus, adică în cocktail consumă un drog stimulant, cum ar fi, de exemplu, cocaina, și cu un drog depresurizator al sistemului nervos central, cum ar fi, de exemplu, oxicodona, să zicem.
dar acest tânăr avea numai puțin de 3 stimulante. Aceasta înseamnă cu certitudine distorsiune auditive și vizuale, înseamnă creșterea pulsului, înseamnă distorsiuni și incapacitatea de a distinge comenzile mașinii. Vorbim, deci practic creierul lui era bulversat și toate acestea sunt demonstrate și de declarația vânzătoarei de la magazin, da, care a spus că înainte să producă accidentul s-a comportat de această manieră. Deci erau foarte multe semne, da, cum spuneai tu la început. Ce aș vrea să vă întreb? Aveau polițiștii puterea să-l rețină în sediul poliției? Odată ce l-au găsit cu acel drog în mașină. Înțeleg, n-au avut aparat să-l testeze. E în regulă, să zicem, deși nu e în regulă. Dar să-l țină acolo? Mai devreme s-a vorbit despre acea conducere administrativă. Da, este valabilă și aplicabilă. Aici cred că problema trebuie să fie pusă altfel. Dacă aveau sau nu obligația în condițiile în care au găsit droguri în mașină, fie în pachetul țigări, fie că ceilalți doi ocupanți și-au asumat posesia acelor substanțe, dacă există o normă care să oblige să-i testeze. Să testeze conducătorul auto, pentru că da, este o infracțiune, o prezumptivă infracțiune, articolul 336, alineatul 2 din codul penal. Aflați că nu există această obligație, țin de fler și de măsura și de implicarea polițiștilor care sunt în teren. Dar aici aș vrea să subliniez un lucru. Mi-aș dori foarte mult ca domnul ministru Predoiu, prin raportul final de control, să nu arunce cu noroi, să nu pună la zid pe cei care sunt în stradă. Pentru că băieții care sunt în stradă, foarte probabil nu aveau în dotare așa ceva. Trebuie să vedem dacă acei băieți au fost instruiți, pentru că ei sunt la ordine publică. Ei trebuie să constate infracțiuni dintr-un spectru foarte larg, codul penal, le speciale. Să vedem dacă ei știau. Și propun domnilor de la Corpul de Control al Ministrului să analizeze acestea, dacă au fost instruiți, dacă știau cum arată drogurile, dacă corect, știau aveți care dreptate, este siguranță. O să vă rugăm să ne ajutați într-una din zile să documentăm mai bine acest caz. Viața acelui singur polițist din mai multe județe. Un centru din acesta, dacă se poate filma în el, în care intră oamenii. Sunt atât de multe de discutat. Vă mulțumim mult pentru prezență. E foarte important ce ne-ați spus. Mulțumim frumos și revenim la dumneavoastră zilele astea. Uite că ne auzim numai cu ocazii din astea foarte tulbure așa. Mulțumim mult, domnule Cătălin Țone. O seară bună vă dorim. Fostul șef al poliției rutiere din România, domnul Lucian Diniță, alături de noi. Bună seara, domnule Diniță, mulțumim frumos că sunteți prezent. Bun găsit tuturor și mulțumesc de invitație, vă rog. Domnule Diniță, cum vedeți dumneavoastră ca fost șef al poliției rutiere? Înțelegem că cu o seară înainte poliția l-ar fi oprit la un control de rutină. I-au dat niște indicații, i-au spus, domne, încet cu mașina și așa mai departe. L-au găsit și fără RCA, exact. Deci avea mai multe probleme. Circulă acum chestiunea asta, ar fi trebuit să ia plăcuțele de matriculare. E un hățiș de ăsta legal așa. Cum vedeți lucrul ăsta? Păi, stați un pic, hățișul legal nu este deloc. Pentru că ori este real, ori este ireal. Deci ori e albă, ori e neagră, nu merge cu blângă. Pentru că în momentul în care nu avea această asigurare obligatorie, automat se rețină plăcuțele de matriculare și certificatul de matriculare, iar mașina rămâne pe loc. Scurt și la obiect. Deci nu avem ce discuta. Dacă vă găseam pe dumneavoastră sau pe mine, ăsta era rezultatul. Sigur. Aici ceva este în regulă. Sunt de acord cu antevorbitorul meu pe care l-am auzit cu referire la faptul că nu trebuie puse tunurile acum pe săracul cel de stradă. Dar, există și o coordonare până la urmă care trebuie să existe de la nivel județean. Dacă te depășește o anumită situație, cere ajutorul celorlalte structuri cu care colaborezi, pentru că e o colaborare în astfel de situații. O se pare că această colaborare întâmplându-se nu cu zi înainte, în aceeași noapte, înțeleg, tot de la dumneavoastră, de la presă, că nu am alte informații. Ori dacă s-a întâmplat în aceeași noapte, cum să sună pe șef, să-i spun că, de fapt, este așa, că am o situație limită pe care nu știu cum o fac, hai la să o fac eu, sunteți o mare distracție. Adică vreți să spuneți că n-am vrut să-l deranjeze pe șeful? Păi cam așa, că aici, dacă ne ajungi la astfel de situații și nu poți să o gestionezi, cauți variante de ajutor.
Nu rezolvi tu pe loc acolo cu mâncări de pe creștere. Că e atât mâncări pe creștere cea după. Dar nu era... Vă spun din punctul meu de vedere. Sigur, sigur. Ascultați-mă numai puțin, pentru că este foarte important ce vă spun. Sigur, fă rog. Acum 11 ani, suntem în 2023, da? Da. În 2012 am făcut o acțiune exact pe aceeași temă, exact în aceleași locuri, cu cei de la București. A fost un fiasco și au fost și colegii dumneavoastră de presă acolo. Și toată presa a bubuit după aceea că uitați ce se întâmplă. Mai departe, în 2019 am inițiat aceste acțiuni pe droguri cu ocazia festivalului ăsta la Constanța, care este renumit, da, și care se dă fiecare dată în iulie. Vă aduceți aminte că a existat o serie întreagă de tunuri pe care dumneavoastră presa l-ați considerat la momentul respectiv. Vai, ce bombă! Vai, explodează drogurile pe litoral. E, la momentul ăla eu mi-am primit oprobiu din partea Ministerului de Interne, deși făceam parte din Ministerul de Interne. 2019 iulie. Căutați pe Google. Da? E, vedeți dumneavoastră, s-au trecut 4 ani de atunci. Da? În ce stadiu am ajuns? Suntem foarte rău. În același loc. Da, în care foarte, am plecat. Foarte rău. Foarte rău. Acum, ei nu erau, cei care l-au oprit și l-au dus la secție la Vama Veche, clar nu erau polițiști de circulație. Erau poliția locală din Vama Veche, nu? Da. Ei puteau acolo să-l rețină, că aveți experiența asta și cunoașteți foarte bine legile. Adică cum îi dai drumul după 2 ore, tu, având suspiciuni, văzându-l, de vreme ce i-au pus ăsta de alcool test, nu? Că am văzut și noi poliția. Poliția nu pune la toată lumea. Te oprește și dacă te vede că te uiți direct, așa te lasă. Numai puțin, numai puțin. Că aici sunt două chestii diferite. Alcool testul e una, drag testul e altceva. Sigur. Ambele însă nu au alt rol decât a releva prezența ori alcoolului, ori a unor substanțe. Nu spune ce substanțe. Ok, te-ai confruntat cu așa ceva, există o echipă operativă la nivel de poliție municipală la Mangalia, care este la o aruncătură de băț. Dacă sunt bine să ne gândim, da? Bun, până atunci veniți în pace că am o situație specială. Cu atât mai mult cu cât nu avea RCA-ul. Deci, în punctul ăsta de vedere, era cât se poate de simplu. Mașina rămânea pe loc, am găsit niște substanță, nu știu ce, păină, zahăr, vanilat, tabar, n-am ce, hai să vedem despre ce e vorba. Deci, deja era o structură, era o echipă complexă de cercetare și o stabilit în capul locului, nu spuneau 2 ore. Pentru ce să-i ții 2 ore acolo, ca până la urmă să afli că de fapt stai un pic, putem să-i dăm drumul și așa mai departe, hai că ia, aveți grijă, ia că nu știu ce, și după o oră se întâmplă nenorocirea. Dar pare că ne învârtim în jurul cozii, că de cele mai multe ori românul, când e oprit pe marginea străzii, pune mâna pe telefon și sună pe cineva, căci cunoaște pe cineva. Și atunci nu poate să fie asta cea mai simplă explicație dintre toate de ce după 2 ore omul a plecat? Nu, este vorba de pur și simplu, nu este vorba de chestia asta cu telefoane și așa mai departe, că nu se mai practică de foarte mult timp. Deci, ideea este că ori iei măsura la cap la coadă, da, și îți faci meseria, că spunea colegul anterior, foarte bine a precizat-o pe asta. Este vorba și de pregătire la un moment dat. Trebuie să vedem, în primul rând, cât sunt acolo, în al doilea rând, faptul că nu exista specialistul care avea, care știa să utilizeze sistemul acesta de depistare a drogurilor, că era în concediu. Și dacă murea, ce se întâmpla? Ferească Dumnezeu. Nu mai foloseau niciodată când venea unul. Deci nu există subiectul ăsta. Inclusiv ei trebuiau pregătiți. Bun, n-au fost pregătiți, sunt prea bine, n-au experiență de niciun fel. Păi de-aia trebuie să vii tu să-i ajuți pe ei, nu să-i lași noaptea unul singur sau maxim doi, dacă ar fi vorbe, și nu cred. Și la Vama Veche să facă poliție de la cap la coadă. Iertați-mă, dar aici este vorba de management care este execrabil. Management și... din punctul meu de vedere. Probabil ori lipsă de cunoașterea procedurilor, ori aplicarea lor foarte defectuos. Mulțumim mult pentru... Am trăit așa ceva. Una sunt procedurile alte cu ce te confrunți în stradă, o partea practică. Poate să faci la proceduri până-ți turi sări măsele. Dacă nu
ai fost pe stradă și n-ai fost talpă, acum e talpă, cum sunt talpă ei, n-ai de unde să știi ce se întâmplă. Deci vorbim degeaba. Mulțumim mult pentru prezență, domnul Lucian Diniță, fost șef poliția rutieră. Și vedem cum... ce să mai dăm așa? Poliția iese vinovată din toată povestea foarte asta. Foarte șifonată. De la RCA, plăcuțe, au fost foarte multe momente în care poliția putea să se opună. Poliția, adică statul. Ca să continuăm așa cum am început și vom vorbi și în partea a doua a emisiunii, după pauză, care vine chiar acum. Drama de la 2 mai. Continuăm cu subiectul ăsta absolut înfiorător și este cu atât mai cutremurător cu cât constatăm din ce am citit astăzi, din ce am mai aflat cu toții astăzi, din lucrurile pe care le-am discutat în această primă oră de emisiune, că nu știu dacă mai vinovat, e greu să spui mai vinovat decât cel care a făcut accidentul, dar un rol important în ce s-a petrecut, în pierderea vieții unor copii, l-a avut statul român prin reprezentanții lui și prin nenumăratele piedici pe care și le-a pus el însuși așa. Ar fi putut să oprească. Chestiunea asta ar fi putut să nu existe și oamenii ar fi putut să trăiască în continuare fericiți și normal. Da? Dar am tot arătat în prima oră asta cum a ezitat, a bâșbâit statul. Și nu i-a dat o șansă acelui copil prin faptul că nu l-a trimis la școala aceea de dezintoxicare sau la un psiholog. Ei au crezut că îi dau o șansă. I-au dat drumul din sediu de poliție. De trei ori s-a întâmplat asta. Sunt lecții pe care nu le-au învățat. 2011, l-ascultam pe domnul Lucian Diniță, unde s-au făcut o grămadă de lucruri, s-au tras niște semnale de alarmă, în 2018 din nou, și pare că lucrurile doar s-au repetat fără a avea și o concluzie care să ajute la o soluție care n-ar fi trebuit de fapt să existe astăzi. Da. Hai, mergem mai departe. Adrian Cuculis, avocat. Mulțumim frumos pentru prezență, domnule Cuculis. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc și eu. Ce aș vrea să vă întreb? Dacă ați fi solicitat să apărați familiile care ar da statul în judecată, credeți că ați avea sorți de izbândă într-un astfel de proces? Vă auzeam mai devreme vorbind despre stat așa în abstract. De regulă și eu folosesc statul în abstract fără să aduc acuzații directe, mai ales în public. În instanță e cu totul și cu totul altă treabă, dar de data asta dați-mi voie să vă spun că statul ăsta român și trimiterea directă este către poliție, pentru că dacă l-ai oprit, constați așa de bun simț că primul statul lucru... Statul prin reprezentanții săi, sigur. Da. Poliție, da. Procurorii care anul trecut, deși am înțeles mai devreme de la domnul Țone, potrivit legii de anul trecut, aveau obligația să îl trimită la un psiholog atunci când l-au găsit cu... Absolut. Și n-au făcut probabil lucrul ăsta. Sunt multe structuri ale statului. Da. Gândiți-vă că dacă polițiștii ăștia de la oprit și au spus ei că n-aveau drag testul și în fine și acolo și cu drag testul e o altă poveste, că de multe ori a dat erori, s-a schimbat și legea, că dacă îți vin rezultatele nu trebuie să mai aștept datarea de la procuror, că sunt multe de discutat și uitați că e primul caz, e premiera de fapt, imediat după ce s-a schimbat legislația. Deci cazul ăsta intră direct pe închisoare cu executare dacă se va pronunța o condamnare. Pentru că, fără că o întrebare legitimă este, noi ce să facem să nu se mai întâmple? Păi am făcut deja pe partea legislativă, am mutat, am avut legea Anastasia, unde dosarul acela pe care l-am eu în gestiune, o absurditate mai mare decât asta, n-ați auzit niciodată, o persoană care omoară un copil de 4 ani de zile e trimisă în judecată pentru conducere fără permis. Și atât.
Vedeți, aici ne întoarcem la cazul acesta și cu incompetenței la parchetul respectiv. Apropo de parchet, este același parchet, ca să ne fie cu claritate lucrul ăsta, să știți cu claritate, care i-a pus liber, adică controlul judiciar, pe bătăușii de pe plajă de acolo. Deci e exact același parchet. Și atunci, sigur că este o răspundere din asta solidară, colectivă, primarul de acolo că nu a făcut rotoarele cum trebuie, polițistul că nu i-a luat numele de matriculare când a văzut că nu are cea mașina, parchetul că, uitați, a făcut, eu îi spun gafă și refuz să cred că, eu știu, conivența să fie atât de mare încât să omiți, de fapt, cea mai importantă faptă a lui, să omiți, practic, acest consum de droguri, dar deci, noastră, eu mă bazez foarte tare că media noastră, colegii noastre, vor ține cazul acesta sub supraveghere și vom avea un deznodământ așa cum trebuie să fie. Dar dumneavoastră ați făcut o afirmație care mă sperie. Ați zis, dacă va fi găsit vinovat. Da. Dar da, sunt atât de multe lucruri care sar în evidență și sunt dincolo de... Da. Tăgadă. Da, și vă spun și de ce am spus acest dacă, pentru că legea este imperfectă în momentul de față, pentru că discutăm de o chestiune care ține de modalitatea în care va soluționa până la urmă, nu parchetul, atenție, ci instanța de judecată care ia pronunță hotărârea. Dacă se gândește distinsul domn judecător, că, domne, mie mi se pare că aici pe plan local așa nu prea prezintă un chiar așa un mare pericol social băiatul ăsta și hai să-i dea o amânare aplicării pedepsei. Această instituție, pe care o puteți verifica, o găsiți în codul de procedură penală, iar permite lui, atenție, să n-aibă niciun fel de interdicție. Deci nici măcar aceea de a nu conduce. Pentru că de asta atunci când a fost modificată legea, ce au spus, ok, dacă intervine o hotărâre de condamnare, ea este cu executare, ok, și dacă intervine o hotărâre de amânare a pedepsei, că ai scăpat, copiii au murit, tu ești drogat sau băut sau ce ești tu, nu s-a întâmplat nimic. Deci avem aici problema aceasta, pentru că întotdeauna, înainte de a spune gata, e vinovat 100% și o să primească o hotărâre de condamnare, trebuie să ai această reținere, că nu pronunți tu hotărârea, e un judecător acolo care decide. Și la câtă anomalie la kilogram găsești în sistemul judiciar, te poți aștepta la orice. Este cinic, pentru că m-ați întrebat dumneavoastră mai devreme, ok, dacă tu ai reprezenta familiile victimelor, crezi că ai câștigat, da, eu cred că aș câștiga, dar aceeași hotărâre sau aceeași determinare, mai bine spus, se pare că o avea și partea care îl apără pe băiatul ăsta, care spune, domnule, s-a intoxicat involuntar, practic, cu acele droguri, i-a dat cineva. Nu poți să fii atât de cinic să spui treaba asta, adică e clar că băiatul ăsta avea probleme cu drogurile și de un an și ceva era sub supravegherea DIICOT-ului, care are o listă lungă, să știți, cu cei care consumă, doar că nu intră nici pentru că așteaptă să destructureze rețelele de trafic de droguri. Tocmai de asta este surprinzător acest dacă pe care l-ați spus dumneavoastră. Deși îl înțeleg. Eu trebuie să-l folosesc și mie îmi pare rău că, uitați, vorbeam și de acum câțiva ani de zile cu Anastasia, pe care am amintit-o mai devreme. Tatăl și-a îngropat copilul de 4 ani și șoferita a fost trimisă în judecată că nu avea permis. Adică statul are obligația asta primordială de a te, să spunem așa, de a-ți da satisfacția asta judiciară că ceva s-a întâmplat. Dar dacă tu vezi că în actele procurorilor nici măcar nu se menționează consumul de droguri, tu vezi că poliția îl oprește și ăsta avea droguri în mașină și nu se întâmplă nimic, vezi că nu îi ridică plăcutele de matriculare, vezi că scapă atât de ușor prin urechile acului, să spunem așa, pentru că acolo nu avea cum să plece din secția de poliție și totul s-a întâmplat. Atunci sigur că se pune problema asta și l-ascultam și pe tată, că asta vă spuneam mai devreme, mie se pare că săracul bărbat este în continuare în stare de șoc, deci luciditatea pe care am văzut-o noi la acest om, de fapt este o luciditate a persoanei aflată în stare de șoc, da, cu siguranță. Eu cred că nici discernământ nu mai are în momentul de față, ce nu-și dă seama ce se întâmplă, el vorbește, dar nu cred că... Înțelege vorbele pe care le spune. Acum ce vreau să vă întreb?
cunoașteți bine legea. Polițiștii aveau la îndemână, legal vorbind, mijloacele necesare pentru a-l reține mai mult de cele 2 ore? 2 ore e vreun termen așa limită dată în lege? Termen. Nu există. În momentul în care ai niște suspiciuni, tu poți să-l iei să-l conduce. Conducerea asta administrativă nu e reglementată pe nicăieri. Conducerea administrativă, sigur că nu se poate ridica, nu se poate duce mai mult de 24 de ore. Asta e clar, că după aia se află deja sub o reținere. Dar ei puteau să-l țină și mai mult de 2 ore, puteau să dispună, atenție, o percheziție a autoturismului respectiv, fără să aibă niciun fel de interdicție și fără să aibă nicio nevoie de vreun judecător. Organul de urmărire penală dispune percheziția, se face percheziția, îi găseau drogurile acolo, îl puteau și reține și aresta. Ei, nu s-a întâmplat treaba asta. De asta vin și spun că eu cred că dacă polițiștii și-ar fi făcut așa conștiincios treaba cum ar fi trebuit, fie prin prisma percheziției, fie prin prisma reținerii plăcutelor de matriculare, cred că nu s-ar mai fi ajuns la tragedia. Da, reținerea plăcuțelor de matriculare presupune și imobilizarea mașinii? Ca acum vă spun ceva, eu nu cred că îl împiedica ceva pe băiatul ăsta cu cheia pe mână să conducă mașina și fără plăcuțe, dar măcar își făcea poliția treaba. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cred că măcar faptul că ți se spune, vezi că este dosar penal dacă mergi cu mașina fără plăcuțe, poate schimba ceva în mecanismul gândirii lui, poate. Eu am văzut cum arată și e clar că se trage dintr-o familie avută, o familie care nu a avut niciun fel de lipsuri și cu atât mai mult el nu a avut niciun fel de lipsuri și atunci avea o atitudine în asta, dune, mie nu mi se poate întâmpla nimic, ok, se poate întâmpla ție, dar uite că s-a întâmplat pentru alții și ai distrus niște oameni pe viață, oamenii nu mai au nimic, exact așa cum au declarat, pentru că le-ai omorât copiii. E treaba asta, vedeți dumneavoastră că nu pleacă de la el. El este de fapt o victimă a propriei familie, o victimă a propriei educații date de către familia lui. Pentru că dacă nu ai niște limite, nu ai niște reguli și cu atât mai mult, eu nu cred că familia lui nu cunoștea că el drogează. Eu sunt convins că ei știau și știau ce fel de om este, dar pur și simplu nu au avut suficientă, nici nu știu cum să-i spun, înțelepciune, haideți să ne referim la înțelepciune, în așa fel încât să-l coordoneze așa cum trebuie. Și uitați că nici familia nu a avut, nici poliția nu a avut, sau poate că nu a avut, eu știu, să-i spunem, tupeul, sau am putea să folosim și termenul ăsta. Te gândești la un moment dat că le era teamă de cineva. Am auzit tot felul de speculații că oamenii se ocupau cu tevir ce. Acum rămâne de văzut. Ancheta o să scoată la suprafață de fapt cine erau ei și de ce polițiștii lor au reacționat așa mai cu mână de fier în ceea ce îl privește. Așa este. Mulțumim mult pentru prezență, domnule Adrian Cuculis, avocat. Precizări foarte, foarte importante. Rămânem cu semne de întrebare și cel mai dramatic, știi ce e, Daniel? Că mi-e teamă că vom rămâne cu aceste semne de întrebare și cu cazuri nerezolvate, la fel cum am rămas după Colectiv. Și uite că au trecut 8 ani de atunci. La fel cum nu vom ști niciodată, probabil, cine se face vinovat de soarta asta pe care unii le-au hărăzit-o seniorilor României și i-au umilit și au bătut joc de ei și am constatat lucrurile astea și nu o să vedem. Hai să vezi. La fel o să stea lucrurile și aici. Mulți, mulți ani de zile. Dacă vorbim de ani mulți, mulți, în urmă cu 32 de ani, un moment foarte important. Uniunea Sovietică a încercat să se trezească, să revină. Niște adepți ai comunismului acela vechi, înfășurat în steagul roșu, au încercat un puci la Moscova. De ce e un moment important? A ieșuat după 3 zile. Se întâmpla la 21 august, a început pe 18 august 1991, a ieșuat la 21 august, pentru că au ieșit oamenii pe străzi și s-au luptat, practic, cu tancurile care voiau să readucă la Moscova comunismul. Gorbaciov era undeva exilat la casa de vacanță de la Sochi. Dar de ce e important acest moment? Pentru că la 3 zile după 21 august 1991, la 24 august, o țară numită Ucraina și-a declarat independența. Practic, războiul pe care Europa, lumea întreagă, îl traversează astăzi, a început în acea zi. Haideți să nu uităm ce s-a întâmplat. Un film scurtuț, dar bine făcut, de 10 minute, după care ne vom întoarce să vedem un alt moment petrecut într-o zi de 21 august, care ne-a marcat
viețile și pe care încă, fără să ne dăm seama, continuăm să-l simțim. Seen by the West as an undaunting superpower that was still on the verge of possible global domination. The West saw them as to have the largest military and industrial power that they believed. Demonstrators were killed, causing thousands of active protests against the government. Boris Yeltsin was a communist and head of the Russian Congress of People's Deputies. Yeltsin thought Gorbachev was not doing enough and he wanted to speed up reforms and called for the formation of an independent Russia. Yeltsin announced that he would sponsor a rally in Moscow to present and gain support for his ideas. Hugo saw this as a direct challenge to Gorbachev's authority. Gorbachev reacted by banning the rally and reinstating the state of censorship on all media. On March 28, 1991, Yeltsin's rally went on as planned, with thousands in attendance. Gorbachev ordered his troops to monitor and control the event. This was a critical moment for Gorbachev. He realized that he must form a positive relationship with Yeltsin and make a compromise in order to stay in power. Boris Yeltsin was elected president of the Russian Republic on June 12, 1991. Gorbachev now, by the summer, was faced with a dissatisfied population and a government that was barely functional. Gorbachev left Moscow and headed to the Crimea for a vacation and to put the finishing touches on his new Union Treaty, which would make a compromise between the government and the people. Sunday afternoon at Gorbachev's dacha, several high-ranking Soviet officials confronted Gorbachev and demanded he sign a state of emergency giving all the power to Vice President Yanayev. Gorbachev refused, and the group of conspirators were known as the Gang of Eight.
giving too much power to the central governments of the individual republics. In the opinions of the liberals and the people who wanted to achieve independence, Gorbachev's compromises were not enough to suffice their needs, adding more conflict between Gorbachev and the people that he wanted to make happy. The August 19th, 1991 coup attempt came just one day before Gorbachev and the various republic leaders were to make a major compromise for the Soviet Union and sign his new Union Treaty. As he returned to power, Gorbachev, seeing that the Soviet Union was in shambles, and to make a compromise with his malcontent Soviet citizens, he promised to purge conservatives from the CPSU. Gorbachev, seeing the Union was no longer wanted, resigned as General Secretary but remained President of the Soviet Union. At the end of August, Boris Yeltsin, to gain even more glory from the Soviet Union in such a weak state, issued a decree that dissolved the Communist Party in Russia. Gorbachev followed in suit by declaring an end to the A nation that was founded through the bloodshed of a communist proletarian revolution was now by some miracle almost peacefully diminished under noble intentions of Mikhail Gorbachev and by the ultranationalist Boris Yeltsin. Each of these two men were able to put aside their conflicts, being Soviet communism and nationalism, and were able to make a compromise that vanquished the global juggernaut that was believed to be only taken down by a world conflict, being World War III. Leaving civilization as we know it annihilated. Because of the efforts of these two men, the Soviet Union now only exists in history books. 21 august 1991, începutul sfârșitului, sau nu chiar, începuse deja sfârșitul Uniunii Sovietice odată cu venirea lui Mihail Gorbachev, care nu și-a dat seama la momentul în care a propus și promis glasnost și perestroica că tăvălugul declanșat va fi într-atât de mare încât va dărâma sistemul sovietic. Spuneam, la 4 zile după acest eveniment, 3 zile după acest eveniment, Ucraina și-a câștigat, și-a declarat independența și practic atunci a început acest război pe care îl vedem și îl trăim cu toții astăzi. În 21 august, dar 1968, Nicolae Ceaușescu devenea copilul favorit, copilul rebel din spatele cortinei de fier. Vestul l-a îmbrățișat. Ce se întâmplase? Începuse primăvara de la Praga. Și Partidul Comunist din Cehoslovacia fusese pus sub conducerea lui Alexander Dubček, care a inițiat măsuri de liberalizare, de libertate în presă și nu numai. Sovieticii s-au temut de o chestiune care semăna cu ce se întâmplase la Budapesta în 1956 și au trimis armatele. Și nu doar ei, ci și bulgarii, ungurii și Republica Democrată Germană. România nu a trimis armata. Și mai mult, Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu peste 100 și ceva de mii de români în piața, în aceeași piață în care s-a întâlnit cu același număr de români, poate chiar mai mulți, mulți ani după acel moment, 21 de ani după acel moment, și a fost ultima lui cuvântare. În 1968, iată momentul prin care Ceaușescu reușea să păcălească vestul, să pună mâna pe bani ușor obținuți. România urma să
traverseze o perioadă economică prosperă, spun cei care au trăit-o atunci. Apoi venea marea nebunie care a dus la revoluție și datoriile, plata lor și așa mai departe. Vedem momentul din 21 august 1968. Dragi tovarăși, cetățeni ai țării românești, pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală și o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-și apăra independența națională, pentru egalitatea în drepturi, ca un stat socialist, ca state socialiste, să încalce libertatea și independența unui alt stat. Nu există nicio justificare și nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frătesc. Delegația noastră de partid și de stat care a vizitat săptămâna trecută Cehoslovacia s-a convins că poporul cehoslovac, că Partidul Comunist Cehoslovac, clasa muncitoare cehoslovacă, bătrâni, femei, tineri, în unanimitate sprijină conducerea partidului și statului pentru a asigura triumful socialismului în Cehoslovacia. Problema alegerii căilor de construcție socialistă este o problemă a fiecărui partid, a fiecărui stat, a fiecărui popor. Nimeni nu se poate dirija în sfătuitor, în îndrumător a felului în care trebuie construit socialismul. Este treaba fiecărui popor și noi considerăm că pentru a așeza relațiile dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste, pe baze cu adevărat marxist-leniniste, trebuie odată pentru întotdeauna să se pună capăt amestecului în treburile altor state, altor partide. Dragi tovarăși, plenara Comitetului Central al Partidului, Consiliul de Stat, Guvernul, reprezentanții conducerilor, organizațiilor obștești, sindicate, tineret, femei, uniunele de creatori, au hotărât în unanimitate să-și exprime de plină solidaritate cu poporul cehoslovac, cu Partidul Comunist Cehoslovac. Noi suntem hotărâți să acționăm cu toată forța, cu toată răspunderea noastră pentru a contribui la găsirea căilor pentru rezolvarea cât mai iute a acestei situații create prin pătrunderea trupelor străine în Cehoslovacia, pentru ca poporul cehoslovac să poată să-și desfășoare activitatea în liniște. Suntem ferm hotărâți să acționăm pentru ca împreună cu celelalte țări socialiste, cu celelalte partide comuniste și muncitorești, să
contribuim la eliminarea divergențelor, la întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste, pentru că suntem convinși că numai așa servim interesele poporului, interesele socialismului în întreaga lume. Bun, așadar, acesta a fost momentul prin care Nicolae Ceaușescu a vrăjit vestul, care a spus, iată, a apărut un băiat tânăr, capabil și care se opune Uniunii Sovietice. Trebuie să știți, cei care n-ați apucat acele vremuri, Uniunea Sovietică era tare, tare periculoasă. De altfel, vedeți ce se întâmplă acum cu Rusia, urmașa Uniunii Sovietice. Ni se alătură reputatul jurnalist Cornel Nistorescu. Bună seara, domnule Nistorescu, bine ați venit. Bună seara. Bună seara, bună seara. Au trecut atâția și atâția ani. Sunt similitudini între România 68 și România de astăzi? Și similitudini enorme și diferențe enorme. Două lumi aproape diferite. Două epoci. Am trăit, nu prea pot compara mele cu pere, adică socialismul cu capitalismul și cu democrația. Dar câteva lucruri le putem scoate în evidență. O comparație se impune, pentru că totuși e vorba de domenii, valori în aceeași țară și situația oamenilor în aceeași țară, chiar dacă e vorba de sisteme diferite. În 68, în România se trăia destul de bine. Spre deosebire de România de azi, în care mulți oameni o duc mai greu. În 68, oamenii aveau o speranță, aveau încredere. Tu spuneai că în acest discurs Ceaușescu a vrăjit vestul. I-a vrăjit și pe români. Ne-a câștigat pe noi toți. Atunci, puteai să gândești despre comunism diverse lucruri critice. Unii chiar gândeam. Nu puteam scrie, dar despre Ceaușescu nu cred că erau prea mulți care să aibă o părere critică în acel moment. România în momentul ăla avea o față onorabilă în lume. Arăta ca un moment astral al României. Oamenii aveau încredere și în Ceaușescu și în România, aveau o speranță. Sigur că mulți, cei mai mulți, nu credeau în comunism. Dar în viitorul României credeau. Nivelul de trai, deci, nu era prost. Securitatea încă nu era agresivă și nu era o forță amenințătoare cum avea să devină prin anii 85-89. Bunica mea privește cu romantism la acea perioadă. Mă scuzați că vă întrerup. Da, poate să privească liniștită, care și de ce. Pentru că serviciile secrete de acum cred că sunt mult mai agresive și mult mai implicate în societate decât chiar securitatea. Eu cred că dacă am numărat și am luat în calcul mandatele de audiere, de urmărire sau de ascultare ale oamenilor și le-am comparat cu cele care se emit astăzi, am descoperit că nu era atât de agresivă. Serviciile secrete în democrație au devenit, se pare, și există și dovezi mult, mult mai agresive și chiar mai periculoase și mai implicate în evoluția societății. Libertatea presei. Nu exista. Era numai libertatea de tip a Partidului Comunist. Aveai dreptul să interpretezi pozitiv politica Partidului Comunist. Nu puteai să spui, să faci o critică, să scrii o poveste sau să faci o critică. Acum libertatea presiei e totală, dar este și dement, e irresponsabilă, este cauză de confuzie în societate. Care e diferența între presa de atunci controlată și presa de acum dezmățată? Suntem într-o situație în care comparațiile sunt... Nici nu știu cum mișcă cântarul. Parcă și prost era atunci, prost e și acum. Către ce? Credeți că un astfel de discurs, dacă ar fi reluat pe un ton la fel de aprins din partea unui lider român, ar avea priză la public, la popor? Sigur. Sigur. România atunci făcea parte din sistemul comunist și făcea o figură aparte. Cum a face parte din sistemul democratic și capitalist? Și face figură de oaie bleagă și cu minte. Un
conducător care să înflăcăreze masele, populația, ar avea un succes uriaș. Unul tălând, cu siguranță nu. Ca să și vede că mormolocii și cei care n-au discurs, nu sunt actori buni, nu au succes. Și mai ales că nu reușesc să aducă populația în prinațiile ei patriotice, un pic chiar naționaliste, patriotice, nu naționaliste, că naționalism are un sens peorativ negativ. Păi și atunci asta îi trebuie României acum? Un astfel de lider carismatic care să miște masele și să le înfierbânte? Dumnezeu, eu nu sunt șef de partid ca să cu siguranță nu. Ce-i trebuie României. Partidele politice și cei care sunt implicați în mersul vieții politice pot să spună ce-i trebuie României. Eu, ca ziarist, pot să spun numai ce se întâmplă cu România acum și ce s-a întâmplat atunci. Nu sunt profetul României de azi. Dar dincolo de discurs, o atitudine, susțineți o atitudine mai fermă, decisă, hotărâtă, chiar dacă ar putea fi ștampilată drept copia lui Orban din partea liderilor României? Ar avea loc? Ceaușescu în acea perioadă a jucat într-un fel rolul lui Orban în situația de acum, după 55 de ani. Și a jucat o joacă cu succes și Ceaușescu a jucat-o cu succes atunci. Nu vreau să spun că ați promova un Orban, nu e treaba mea, nu mă ocup de asta. Un lider în România cu un discurs convingător și mobilizator pentru populație și care ar fi capabil să pledeze convingător pentru valori morale, legale, politice, sociale, care să dovedească sau să probeze că susține valorile românești și independența României și integrarea României așa cum trebuie ea făcută prin negociere și prin respectarea drepturilor în organismele internaționale, NATO, în Uniunea Europeană, s-ar impune. Nu o Românie oaie bleagă într-un front. Nu folosește la nimic. Deci, credeți că ar putea conviețui aspirațiile europene și atingerea lor cu un discurs mai ferm, fără a fi neapărat ștampilați drept naționaliști extremiști? Cu un discurs cu fața spre populația României și spre poporul român, spre interesele României. Nu împotriva, evident, a Uniunii Europene sau a intereselor euroatlantice, a integrării euroatlantice. România de azi este într-o situație confuză. România lui Ceaușescu, chiar și pe opoziție, într-un comunist, care era utopie, indiscutabil, avea o poziție corectă, clară, delimitată, unică. România de atunci trăia o speranță, trăia cu încredere. Criza fundamentală a societății de azi vine de la faptul că cei care ne conduc și care o conduc nu reușesc să dea oamenilor încredere, speranță, siguranță. Gândiți-vă ce revoluție era în universități în anii 1968. Oameni la inundație de 71, studenții au plecat de proprie inițiativă în locurile inundate să sprijine populația. Acum studenții visează să plece în străinătate la studii. Nu-i mai interesează starea societății. Tot visează să plece. Calitatea universităților s-a prăbușit teribil. Profesorii sunt figuranți sau sunt oameni de mâna a doua. Stoclurile din universități sunt aproape libere. Aproape toate sunt libere. Ce vreau să spun este că nu pare niciun lider actual european să fi reușit acest mix de discurs european îmbinat cu elemente de atragere a propriei populații, de susținere a ei, pentru că pare că orice astfel de ieșire din linia tradițională democratică europeană este imediat taxată, cel puțin în cazul țărilor mici, așa cum este și România, cu ștampila aceasta de naționalism și deviere de la valorile europene. Dom'le, nu știu dacă ai reținut că Ceaușescu spunea că nu e normal să erigeze alții sfătuitori asupra modului cum se produce comunismul. Ceaușescu avea curaj. E cineva care să spune că nu trebuie nimeni să se erigeze
Statele Unite sau Uniunea Europeană asupra modului în care se înfăptește democrația în România? Nu! E aceeași presiune. Era și despre comunism, e și despre democrație, cu aceleași mijloace. Cine credeți că, în afara lui Orban, că s-ar apropia mai des, sau haideți să lăsăm Europa, dintre politicienii români, m-aș feri să folosesc cuvântul lider, dintre politicienii români, cine credeți că ar avea cea mai potrivită statură pentru un astfel de discurs? Orice nu mi-aș pronunța ar genera speculația că eu l-aș susține, nu pot să fac asta. Dar există cineva? Exact. Nu știu. Viața ar putea scoate la iveală un asemenea om. Ar putea scoate deasupra acestor valuri de tulbure, de confuzie. L-ar putea scoate pe unul sau pe altul. Ar putea scoate vrea, pe cineva, deci nu e nimeni. Să aibă credință. Se emane asta, pentru că dacă nu convinge... Dom'le, am putea să luăm primii miniștri care au fost în ultimii, hai să zicem, 10 ani. Ce fel de oameni au fost? Uitați-vă ce s-a ales în ei. Cât de mediocri, de ștergi, de anonimi au devenit. Ca și cum oamenii ăștia ar fi ajuns din greșeală premieri și n-au avut niciun plan. Nu mai continuă nimic. Ei se sting în societate. Probabil își sunt din degete sau din ce au pe unde au și trăiesc, dar nimic. Ei nu mai continuă lupta pentru un proiect, pentru un ideal în societate. E o deschidere bună către o discuție viitoare cu dumneavoastră. O temă bună aceasta pe care ați lansat-o. Mulțumim mult pentru prezență. Ne bucurăm să vă fi întâlnit în această seară aici la Prima News. Seara bună tuturor! Mulțumim mult! O seară bună! Of, ce zi grea, o zi grea și încărcată și urmează altele și mai și numele ăsta de emisiune, Proiect de Țară România, sub care ne dorim, ne propunem să găsim chestiuni bune, care să coloreze, să facă viața frumoasă, viața tuturor, ceva mai bună, într-o astfel de zi în care te vezi trădat, te simți mințit, te simți abandonat, te vezi abandonat de către stat, își pierde total din relevanță. Hai măcar să mâncăm românești, avem campania asta, să sprijinim oamenii care produc în țara asta, își văd de ale lor și măcar atât putem face pentru ei, dacă tot trăim într-o țară abandonată de cei pe care, culmea, îi alegem. Ne întoarcem mâine. Acum mănâncă românești. Și mai fină, se împarte, duce în site, după care se întoarce. De ani buni, aici, la Tulucești, Galați, este moara italiană. Se cheamă așa din perioada interbelică, pe vremea când aparținea unui italian stabilit în zona. Evident, naționalizată de comuniști, moara a ajuns să fie cumpărată de un localnic în 2016. Iar el a transformat-o în moară certificată pentru făină ecologică. Am vrut să aducem și ceva foarte bun în județul nostru. În familie avem și cei care știu să facă pâine și atunci să haideți să încercăm să vedem ce este cu această făină bio. Intrând în detalii, am văzut ce înseamnă cu ce se întâmplă cu făina clasică, câte produse chimice se află în ea și cât de rău ne fac. Și atunci am zis, haideți să încercăm să scoatem aceste chimicale, să facem o făină cât mai curată. Investiția inițială a fost de peste 120.000 de euro. Aici avem un malai din porumb ecologic. Aici este tărâța, ce rezultă de la mâlcinișul de porumb. Încă de când a cumpărat moara, gălățeanul s-a lovit de mai multe probleme. Statul român nu-l ajută, deși în alte țări europene acest tip de afaceri e subvenționat. E la fel de greu cum am pornit-o, e greu și acum. Foarte greu pentru a găsi clienții. Avem la București un client foarte bun care chiar face o pâine deosebită. Am încercat câteva brutării de aici, dar nu s-a putut. Încă mai așteptăm. Ce descurajează? Chiar diferența aceasta de preț îi afectează. Nici materia primă nu este ușor de găsit. În primul rând, are nevoie de cereale ecologice. Majoritatea se duc însă la export. Este o făină integrală, tip 1250.
Integrală, din bob întreg. Este o făină integrală din grâu spelta. Adică e mai fină ca cealaltă? E mai fină. Care e cea mai provocare acum pentru noastră ca antreprenor pentru această mare? S-o pot duce mai departe și să pot să văd că produsul meu este cumpărat și folosit. Ca să poată să vândă făina certificată ecologic, trebuie să o supună unei serii de teste de laborator. Costurile sunt enorme. Este foarte dificil datorită faptului că materia primă o cumpărăm de la Constanța. În momentul când aducem în buncăr grâul, noi nu putem măcina să facem făină albă tip 550 până nu o ducem la analiză. În momentul când DSV-ul ne confirmă că este ecologic, atunci noi măcinăm. Odată obținut un astfel de certificat, făina poate fi apoi dată spre vânzare. De la Galați, făina ecologică ajunge aici, în această brutărie din București. Este locul în care zilnic se fac aproximativ 1000 de pâini, așa cum este și aceasta, care mai departe, bineînțeles, ajunge pe mesele românilor. Frământarea aluatului pentru pâinea din făina ecologică se face cu mare atenție. Este un aluat destul de lichid acesta. Din acest motiv nu poate fi modelat de nicio mașinărie, trebuie făcut totul absolut la mână. Se aud bulele cum se sparg, asta înseamnă că e fermentare corectă. Iar dospirea este foarte importantă. Până a dospit, un proces de dospire foarte îndelungat, având în vedere că pâinea aceasta nu are deloc drojdie comerciale, are doar drojdiile care se regăsesc în mod natural pe bobul de grâu. Temperatura de coacere trebuie să fie extrem de ridicată. Acum se bagă pâinea în cuptor. Când durează? În jur de 35-40 de minute. La 240-45 se încinge cuptorul mai puternic, pentru că atunci când băgăm pâinea în cuptor pierde multă căldură. Cu toții ne dorim să mâncăm sănătos. Cred că este unul dintre puținele lucruri cu care mai putem să ne lăudăm noi aici. Faptul că încă mai avem produse cu gust, produse nemodificate genetic, și ăsta este unul din motivele principale pentru care trebuie să-i susținem. Acum deschidem cuptorul să vedem cât a crescut, așa arată pâinea după aproximativ 10 minute. După alte câteva zeci de minute, o pâine coaptă și răcită, cam așa arată. Făina ecologică are foarte multe beneficii pentru organism, spun brutarii. În primul rând gustul cerealelor și în al doilea rând faptul că este un produs sănătos și nemodificat, nestropit, necontaminat cu niciun fel de pesticide. De aici am pornit noi când am căutat grâu ecologic, că ne dorem să regăsim gustul produselor cu care ne-am obișnuit noi în copilărie. Grâul ecologic are un gluten mult mai slab. Și proprietarul acestei fabrici de bragă din Galați se numără printre clienții fideli ai morii din Tulucești. Tărâța și grâul ecologic o punem în acest utilaj, este pe principiul unei oale sub presiune. Ea acum chiar este în funcțiune, după cum puteți vedea. Ele aici fierb. Este singurul care l-am găsit pe raza orașului Galați ca și distribuitor, producător de cereale ecologice. Noi am urmărit să folosim numai ingrediente naturale, ecologice în bragă. Un kilogram de făină ecologică costă între 6 și 10 lei, în funcție de sortiment, în timp ce un kilogram de făină obișnuită costă aproape 4 lei, direct de la producător.